Bună ziua tuturor! Îmi cer mii de scuze pentru problemele tehnici care au intervenit, din fericire, nu din vina mea, dar din păcate cu participarea mea. Vreau mai întâi să mulțumesc doamnei doctor habilitat Nina Corcinski și direcției Institutului de Filologie Română Bogdan Petrichei cu HDB de la Chișinău pentru generoasa invitație. Voi încerca deci să onorez această invitație chiar și în aceste condiții nu tocmai favorabile. Deci am propus pentru conferința de astăzi o temă și anume imaginarul identitar basarabian din perspectiva autoexilului. Probabil că ar trebui un pic să precizez, de fapt este tema, ar fi imaginarul identitar basarabian din perspectiva autoexilatului, adică a unui autor aflat în exil. În continuare, aș vrea să mă refer la un roman autobiografic publicat în limba franceză în 1995 la Paris și semnat de o autoare de origine basarabeană, deci originară din Moldova Sovietică, Renata Lesnik. Mă voi bucura la sfârșit să răspund la eventualele întrebări și vă mulțumesc deja tuturor celor care s-au conectat și au atâta răbdare să aștepte soluția tehnică oferită de domnul Constantin Ivanov. Exilul a fost și este nu doar una dintre temele recurente ale universului cultural românesc, ci și un spațiu specific și prolific pentru producțiile literare și culturale. O istorie mai mult sau mai puțin completă a literaturii române, în general al oricărei literaturi, în prezent este de neconceput fără prezentarea literaturii scriitorilor din exil. După cum ziceam, această situație este caracteristică tuturor spațiilor culturale și probabil multor istorii literare. Secolul al XX-lea a fost atât de generos în cataclisme mondiale și totalitarisme, încât mișcările migratorii, ca strategie de supraviețuire ale unor grupuri ale populației, inclusiv ale intelectualilor, au devenit și inevitabile și un fenomen quasi general. Abandonarea, cu voie sau fără voie, a unui spațiu geografic familiar, țara natală devenită brusc țara de emigrare, presupune concomitent identificarea, alegerea și acceptarea temporară sau definitivă a unui alt loc, a altei țări devenită numită țara gazdă, care ar putea deveni, pentru o persoană sau pentru un grup de persoane, un spațiu securizat și securizant, un refugiu sau chiar o nouă patrie, una adoptivă. După Eva Bering, cunoscută romanistă germană, expertă în literatura exilului românesc, exilul este o categorie clasică a dezrădăcinării forțate, a antinomiei dintre a fi străin și a fi familiar, dintre dezintegrare și integrare. Dezintegrare din țara de origine și integrare în țara gazdă. Această categorie poate fi deosebită în mod clar prin condiționarea sa predominant politică și politico-culturală, emigrarea motivată mai ales de considerente personale sau economice și în sociologie definită drept migrație de muncă sau din cauza sărăciei, de asemenea de diasporă, descendentă din tradiția iudeo-creștină, sau, mai nou, de termenul azil, care pune în prim plan securitatea nou definită, aceasta fiind însă interpretabilă din perspectiva unei reîntoarceri planificate în țara de origine, ca un fapt limitat în timp. Îmi cer scuze, puteți să-mi confirmați că mă auziți? Da, se aude. În general, cu referire la scriitori, există trei alternative de identitate culturală în exil. Prima, refuzul conștient asumat al integrării, ceea ce implică păstrarea limbii materne, a limbii de acasă, ca limba literară și fixarea neîntreruptă asupra situației din țara natală, de unde s-a plecat. Exemple clasice sunt, de exemplu, Paul Goma și Solzhenitsyn. A doua variantă, acceptarea unei identități culturale duble, deși ori ambiguie, ceea ce implică bilingvism în vorbire și scriere și luarea în considerare
am minimum două cercuri relevante de cititori. Cititorul de acasă și cititorul din țara galbenă. Și a treia variantă sau formă, asimilarea consecventă, inclusiv prin suprimarea identității de origine. Limba țării gazde devine limba textelor literare și este luat în considerare doar un cerc de cititori, cel din țara gazdă. Ar fi în cadrul nostru situația ilustrată de Renata Lesnik. În exil, adică în condițiile înstrăinării, dezrădăcinării, dihotomia, dezintegrare, integrare în acțiune, deci în condițiile înstrăinării individului, scriitorul interacționează cu sinele, cu celălalt, cu cititorul, în spațiul dintre limba de origine și limba țintă, între cercul cititorilor pierduți și cercul în curs de formare de noi cititori și, prin urmare, între tehnicile de scriere din diferite spații. Acest proces, mai mult sau mai puțin linear sau sinuos, după caz, de autoidentificare, autodescoperire, autolegitimare a scriitorului în exil, generează și explică propensiunea spre scriitura autobiografică. Narațiunea autobiografică ca exercițiu și act de autoidentificare, autolegitimare pe de o parte, oferă într-o manieră unică șansa descoperirii, regăsirii comunității simbolice, în discontinuitate, prin și din fracturi autobiografice a vieții individuale, mai exact a istoriei vieții individuale. Pe de altă parte, este însă cu atât mai credibilă, mai convingătoare, cu cât se distanțează de modelele de viață și de narațiune prestabilite din exterior. Altfel zis, rațiunea narațiunii autobiografice este imaginarea sau conceperea și consolidarea propriei construcții identitare. Resortul povestirii autobiografice nu constă în recrearea realității, în reconstrucția vieții de altă dată, ci în crearea de sens, prin evocarea celor trăite, în imagini și construcții simbolice. Prin urmare, autobiografiile literare sunt nu doar texte de autoidentificare autorului, naratorului, protagonistului, în conformitate cu pactul autobiografic al legiunii, ci și un quasi panoptic al imaginarului identitar, al spațiului, ale spațiilor de proiectare a istoriei individuale narate. În acest context, autobiografia literară Ma vie en rouge, Viața mea în roșu, de Renata Lesnik, decriptează într-o manieră sugestivă, nuanțată și pertinentă perspectiva autoexilatului asupra tribulațiilor identitare în spațiul basarabean. Pentru a vorbi despre imaginile și structurile simbolice sau construcțiile simbolice, din romanul Renatei Lesnik, care prefigurează o identitate basarabeană, aș vrea mai întâi să precizez câteva repere biografice, răspundând întrebarea cine este Renata Lesnik. Presupun că mulți dintre cei care mă aud acum nu cunosc sau cunosc foarte puțin despre această autoare. Renata Lesnik este o traducătoare, scriitoare și publicistă de limbă franceză, originară din Moldova sovietică. S-a născut la 3 august 1949 în satul Cotelnea din părțile Lipcanilor, în familia tinerilor pedagogi Vasile și Eugenia Lesnik, la scurt timp după arestarea și condamnarea tatălui pentru delicte politice. După cum precizează în propriul roman autobiografic, Renata Lesnik, tatăl ei a înjurat în public, a fost condamnat pentru că a înjurat în public sovietile și pe satana de Stalin. În vara anului 1952, mama ei, Eugenia Victorovna Lesnik, este repartizată ca învățătoare pentru clasele primare la școala de atunci de 7 ani, din satul Schineni, raionul Drochia, în prezent raionul Soroca, unde va activa în următorii 30 de ani, până în 1982. În 1982 va fi impusă de împrejurări bine cunoscute în localitate, să părăsească Moldova sovietică și se va stabili ulterior în Crimeea. Renata Lesnik a învățat la școala din Schineni până în clasa 7, pe urmă deci a venit la Chișinău la școala internat specială cu profil matematic pentru copii dotați, dar în ultimul an de școală s-a transferat la școala numărul 1 pe care, din Chișinău, deci a schimbat profilul matematic pe
limba franceză, pe care a absolvit-o în 66 și tot în 66 a devenit student la Institutul de Arte din Chișinău, specialitatea comedie muzicală. După primul an de studii, a fost nevoită să plece de la institut din motive de sănătate, dar în același an a ajuns la Institutul de Arte Teatrală Anatolii Lunacharski din Moscova, din nou la specialitatea comedie muzicală. Și iarăși, peste un an, din aceleași probleme, din cauza acelorași probleme, a abandonat studiile teatrale și s-a înscris la Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova, la filologie, specialitatea limbă franceză. A absolvit facultatea în 77, în perioada studiilor, desfășurând o activitate intensă ca traducătoare și ghid pentru turiști străini, deci a lucrat cu turiști români, francezi și în ultima perioadă maghiari, fiind însușindu-și maghiara ca autodidact. În 78 a devenit coordonatoare de programe, ficția maghiară, la Radio Moscova, cunoscutul post de radio internațional, dar în aceeași perioadă, deci este profund traumatizată de experiența unei căsătorii eșuate cu un influent funcționar securist, este dezamăgită tot mai mult de realitățile sovietice și terorizată psihologic de pericolul aproape imanent a unei arestări sau chiar eliminări de către temutul KGB. Deci, și în acest context decide să părăsească Uniunea Sovietică. Acceptă o căsătorie conform propriilor mărturii fictive cu un cetățean brazilian, absolvent al cunoscutei Universități Patrice Lumumba din Moscova, Paul Cesar Nascimento, care în prezent este un cunoscut profesor de științe politice la San Paulo, în Brazilia, și sub pretextul unei vizite la familia soțului brazilian, Renata Lesnik pleacă pe 9 martie 1981 în mod legal din Uniunea Sovietică. La 20 aprilie 1981, în zborul de retur spre Moscova, în timpul escalei la Paris, cere azil politic în Franța. Statul francez îi acordă pe 13 mai 1981, într-o perioadă aproape record, așa statutul de refugiat politic Renate Lesnik, de care statut aceasta va beneficia până la sfârșitul vieții. În exil, Renata Lesnik a desfășurat o activitate intensă ca traducătoare și scriitoare de limba franceză. A devenit cunoscută și apreciată pentru scrierile sale autobiografice. Romanul Isi Moscou, publicat în aici vorbește Moscova, publicat în 1982 la prestigioasa editură Hachette cu susținerea cunoscutului Paul Goma, așa, urmează în 95 Mavia în Ruj și edițiile ulterioare, Rebela cu picioarele desculte, la Rebelo Piednu, în 2005 și Marieu KGB, în 2010. Este cunoscută și apreciată de asemenea pentru lucrările despre URSS și Rusia contemporană, publicate în colaborare cu cercetătoarea franceză Helen Blanc. Putem spune că timp de peste 3 decenii, Renata Lesnik a fost vocea francofonă a exilului anticomunist cu origini basarabene. În Franța s-a identificat de la bun început cu disidența anticomunistă și antisovietică, făcându-și o profesiune de credință din radiografierea acribă și de conspirarea intransigentă a tarelor totalitarismului. A criticat constant mașinăria propagandistică sovietică pe care o cunoștea din interior. A colaborat începând cu 1981 la Radio Europa Liberă, secția de limbă rusă, Radio Svoboda, prezentând în cadrul emisiunii din 17 august 81 lectura la microfon a unui text despre a tot prezența miliției sovietice în structura mijloacelor de informare în masă. Continuă, săptămâna mai târziu, cu un comentariu despre specificul pregătirii emisiunilor radiofonice în condițiile controlului instituționalizat al mass media sovietice. Aceste texte, citite la microfonul Europei Libere, precum și volumul de debut în limba franceză, Isi Moscou,
care apare cu mențiunea tradus din limba rusă, de altfel unica lucrare, unicul volum al Renatei Lesnik tradus din limba rusă, celelalte au fost scrise direct în franceză. Deci aceste intervenții sunt inspirate de experiența de muncă a autoarei la Radio Moscova și oferă o descriere critică din perspectiva participantului și a martorului ocular activității mass media în condițiile sistemului de propagandă și control total din URSS. Conform mărturiilor autoarei, repetate de mai multe ori, în 1983, în URSS a fost condamnată la moarte în contumacie pentru trădare de patrie și această sentință nu a fost niciodată anulată. Are și o intensă activitate de traducătoare. În 82 traduce în rusă un fragment memorabil din romanul lui Paul Goma, Patimile după Putești sau Oul Cubic. Traducerea va apărea în numărul 32 al faimoase reviste literare, social-politice și religioase Continent, editate de disidenții ruși, în special Vladimir Maximov, și tipărită la editura Ulstein din Berlin. Ulterior va traduce în franceză din rusă novele de Bulgakov și numeroase articole de presă. Ca jurnalistă și expert în politica sovietică și rusească, va fi o prezență constantă în preda francofonă, Le Figaro Magazine, Kiosk Internațional, Liberation, West France și multe altele. Și multe alte titluri de ziare și reviste completează cariera de jurnalist a Renatei Lesnik. Dar disidența antisovietică și antitotalitară a Renatei Lesnik merită o discuție aparte. În continuare vreau să mă refer la construcțiile simbolice și reconstituirile autobiografice din romanul Renatei Lesnik cu o precizare. În cazul acestei autoare, destinatarul nemijlocit al textelor sunt în primul rând cititorii francofoni. Deși autobiografia sa a fost tradusă și în bulgară, germană, romanul de debut și Moscou este tradus în mai multe limbi europene, multe lucrări ale Renatei Lesnik de istorie politică, politologie, au fost traduse și în română. Autobiografia literară a Renatei Lesnik a apărut, după cum ziceam, în 1995, după care au mai urmat două ediții separate la alte două edituri și la diferență de aproape 5 ani, deci mai întâi Mavian Ruș, Paris, editura Michel Lafon, 1995, urmează ediția La Rebelio Piednu, la editura Hot Commerce 2005 și Marie Okegebe, Memoa, Paris, editura Ginko, în 2010. Textul prezintă de fiecare dată ușoare modificări, dar fără modificări de sens. Deci sunt niște modificări mai mult de ordin cum așa gramatical. Textul întrunește în general toate clauzele pactului autobiografic, chiar dacă ultima ediție, Maria Okegebe, are subtitlul Memorii. Autobiografia Renatei Lesnik reprezintă un caz aparte de autotematizare autobiografică, un caz special prin unicitatea sa și paradoxal prin caracterul său reprezentativ în raport cu spațiul cultural de origine al autoarei, Moldova Sovietică. Este, pe scurt, autobiografia unei tinere femei care a refuzat să accepte atât modelul tradițional de viață patriarhală, în care femeia de regulă are un rol strict fixat, soție-mamă, cât și rigorile și restricțiile impuse de regimul comunist. Altfel zis, este o radiografie din interior a emancipării individuale și a evadării din spațiul și tiparele lagărului socialist. Helen Blanc, coautoare, colaboratoare și confidentă a Renatei Lesnik în refugiul parizian, notează următoarele în volumul comemorativ Le Roman de Renata, apărut după moartea Renatei Lesnik. Renata a crezut întotdeauna că venirea ei în această lume, sub coroana unui stejar secular, nu a fost o întâmplare, fructul hazardului, ci un fel de predestinare pentru o viață liberă,
Din momentul nașterii sale, din 3 august 1949, nu i-a fost frică de nimeni, nici de viață, nici de moarte, nici de Stalin, de Marx sau de diavol, cu atât mai puțin de Vladimir Putin și de necruțătorul KGB, brațul înarmat al totalitarismului sovietic, responsabil de soarta a milioane de victime. Această predestinare pentru o viață liberă, după Helen Blank, este de fapt axa semantică, tema vieții, Lebensthema, în narațiunea autobiografică a Renatei Lesnik. Și aici vreau să fac o precizare, după cum știm bine cu toții, deci în pofida numeroaselor și, în general, prodigioaselor încercări de interpretare hermeneutică a autobiografiilor literare, nu există totuși o procedură unică, un protocol, să zicem așa, universal de disecare a acestui gen de texte. Din acest motiv, am considerat oportun să apelez la nivelul interpretării textului, cu ajutările necesare, la instrumentariul oferit de cercetarea biografică și anume la analiza secvențială a narațiunii biografice, după modelul elaborat și aplicat în un mod exemplar de sociologul Fritz Schütze în interviul narativ. În cazul textelor scrise, este necesar să ținem cont de câteva particularități esențiale ale aplicării analizei secvențiale. Principiul de bază se rezumă, pe scurt, în modul următor. Interpretarea pas cu pas, de sus în jos a textului, fără incursiuni de cercetare în pasajele sau capitolele următoare, adică respectând, în general, ordinea acestora. În cazul textului tipărit, bineînțeles că ne confundăm cu o întrebare, care e ordinea a conceperii textului, a scrierii textului, a redactării, pentru că versiunea finală a unui text scris, spre deosebire de un interviu sau de transcrierea unui interviu, nu reflectă în mod obligatoriu ordinea conceperii textului. În acest caz, însă, relevante sunt considerate A, pasajele inițiale și B, pasajele cheie, care urmează să fie supuse interpretării detaliate. După cum ziceam, autobiografia Renatei Lesnik apare în ianuarie 95, în franceză, la Paris, la editura Michel Lafon. Titlul primei ediții, Viața mea în roșu sau Ma vie en rouge, este urmat de un subtitlu oarecum lung, care fixează cu maximă claritate cadrul și tema centrală a narațiunii autobiografice. Canavaua, zicem așa, imaginarului identitar. Viața mea în roșu și subtitlul Pe cărările șerpuite ale Uniunii Sovietice, o rebelă desculță, luptă pentru libertatea sa. Nu să citesc toată fraza în franceză. Grila de lectură pe care și-o dorește autoarea este mai mult decât clară. Ea reconstruiește, la mai bine de un deceniu de la plecarea sa din Uniunea Sovietică, istoria vieții sale în Uniunea Sovietică, din 1949 până în 1981. Pactul autobiografic este contextualizat în continuare în textul sau iptextul Dedicații, unde sunt punctate reperele geografice, culturale, ideologice, sentimentale ale textogenezii. Basarabiei mele natale, în paranteze, Moldovei de azi, al cărei pământ a fost recent scăldat în sânge, în indiferența aproape totală a comunității internaționale, precum și popoarelor foste Uniunii Sovietice, cărora le doresc pace, dreptate și prosperitate. Memorii compatriotul meu Eugen Ionescu, care mi-a spus cândva, lumea în care ai trăit mi se pare chiar mai absurdă decât teatrul meu. Lui Andrei Glucksmann, care m-a încurajat să-mi povestesc viața, fără să adaug nimic, fără să uit nimic. Cum aș putea oare să o răsplătesc vreodată pe Helen Blank, care, ca prietenul Pierrot, mi-a împrumutat stiloul ei ca să-mi spun povestea mea? Cum aș putea să o răsplătesc și pe mama ei, care mi-a oferit inima și casa ei ca unei figi? Familiei mele pe care nu am putut să o revăd niciodată din 1981 și, în special, memoriei tatălui meu, care a plecat în altă lume anul acesta, și ale cărui ultime cuvinte au binecuvântat revolta mea și evadarea mea din URSS. Oamenilor care mi-au făcut bine, celor care mi-au făcut rău. Textul acesta poate cam lung pentru un text dedicativ, pune în lumină, de fapt,
atât motivele evaderii din Uniunea Sovietică, cât și coordonatele activității disidente a Renatei, mobilul și coordonatele activității disidente a Renatei Lesnik. Acest roman autobiografic este o narațiune sau are o intenție narrativă. Să-mi povestesc viața fără să adaug nimic, fără să uit nimic, să-mi spun povestea mea. Este o intenție clară. Și în fine, ca realizare, urmează să fie citit, receptat, analizat, de asemenea ca un text autobiografic. Trama narrativă este structurată în 15 capitole, în care sunt reproduse în ordine cronologică experiențele de viață ale autoarei în spațiu rural, localizată autobiografic, această experiență de viață în satele Cotelnea și Schinei. Urmează capitala Moldovei Sovietice, unde autoarea face, după cum ziceam, 3 ani de școală și 1 an de facultate, și capitala Uniunii Sovietice, unde Renata Lesnik ajunge la 18 ani și trăiește următorii aproape 14 ani până la evadarea din Uniunea Sovietică. Aici sunt necesare cu anticipație câteva precizări referitoare la biografia editorială aceste autobiografii, deci ediția din 2005 de la editura Horse Commerce, apare deci cu o dedicație mult mai sobră, în memoria tuturor alor mei, sau memoriei tuturor alor mei, în memoria lui Bebei și Cherie. Bebei este un francez cu care a avut o relație sentimentală în Uniunea Sovietică, deci în principiu era persoana de referință din primii ani a exilului. Cherie, animalul de companie preferat, în amintirea fericirii mele, mulțumesc mult colegii mele Ellen Blanc. Modificările operate în text sunt, de fapt, pur cosmetice, miza acestora fiind corectitudine și claritatea expresiei lingvistice. Această variantă va fi preluată și în ultima ediție, Antum autobiografiei, în volumul Marie OKGB, urmat de un subtitlu lipsit de echivocuri, memorii și de o precizare, deci de un epitext revelator de sensuri. Dedic această lucrare părinților mei, fratelui meu, bunicilor mei, o familie formată din individualități extraordinare, care mi-au transmis valorile lor morale esențiale pentru condiția ființei umane. De asemenea, dedic aceste memorii marilor mei înaintași ai gândirii libere sovietice, familiei mele de conștiință, de inimă și spirit, în special lui Vladimir Bukovski și lui Leonid Plushkin, care mă onorează cu prietenia lor. Fără a-i uita pe Andrei Sahorov și Alexandru Ginzburg, care au dispărut prea curând. În sfârșit, dedic această carte tuturor neodisidenților care în Rusia și oriunde continuă lupta permanentă, din păcate, mai actuală ca niciodată, pentru respectarea libertăților fundamentale și a drepturilor omului. Ultimul epitext ilustrează caracterul dinamic, flexibil, chiar instabil al faptului autobiografic și este relevant, după părerea mea, pentru redefinirea textului ca formă de scritură autobiografică. Scritura Renate Lesnik poate fi citită și interpretată în general ca o istorie a conflictului dintre ego și societate, mediul social, dintre libertate individuală și regimul totalitar, ca toate textele autobiografice ale scritorilor în exil. Dar, în cazul Renatei Lesnik, mai putem face și precizarea că acest text este și un testimoniu al identității basarabeanului răzvrătit. Numele meu de familie este Lesnik. În rusă aceasta înseamnă pădurar și eu n-am putut niciodată să încetez să cred că venirea mea pe lume în mijlocul pădurii moldovenești a fost un fruct al hazardului. Narațiunea autobiografică este inaugurată printr-o autoprezentare pretins oficială, chiar în prima frază a primului capitol, Histoara cu Chedebul, povești de noapte bună, prin prezentarea numelui de familie. Această frază parcă este desprinsă din manualele de limbi străine pentru autodidacți, dar prima impresie, ca și prima propoziție, sunt neantizate imediat de o avalanșă de informații subiectiv personale, concentrice, egocentrice. Nimic nu este întâmplător în descrierea momentului de debut
al biografiei individuale, numele de familie, origine și semnificația acestuia, locul și momentul nașterii, prezența bunicilor paterni, Parfene și Xenia, mătușii Agafia, evocarea tatălui arestat și condamnat pentru crima de a critica în public sovietele și pe Stalin, precizarea cu bătaia lungă că tatăl și-ar fi dorit, de fapt, un fecior, dar ulterior a constatat că fiica s-a valorat cât un băiat. Această precizare ultima trebuia să evidențieze caracterul nonconformist, rebel al personalității și al vieții autoarei, autobiograf, concomitent anunțând discret și direcția evoluției istoriei vieții acesteia, șirul stărilor, situațiilor, faptelor, acțiunilor autobiografice corespunzătoare, temei centrale a vieții astfel stabilite. Avalanta detaliilor livrate potențialului cititor urmează însă o schemă clară, tripartită a reconstrucției narrative, și anume locuri, oameni și întâmplări. Acestea sunt constantele și vârfurile de lance, punctele de referință ale autobiografiei. Doamna Kurczynski, mă mai auziți? Vă aud foarte bine. Foarte interesantă comunicare. Mulțumesc. Deci, încerc să reduc puțin, pentru că la telefon parcă îmi pare mai lung. Urmărim și consemnăm, de fapt, ipostazierea subtil consecventă a celor trăite într-un anumit spațiu, locuri, în interacțiune predilect mental-simbolică cu personaje cheie, oameni, și într-o anumită conjunctură, suită de întâmplări. Momentul venirii pe lume, debutul autobiografiei, de fapt, și primii 3 ani de viață sunt proiectați într-un mediu natural idealizat, aproape perfect, simbolic. De altfel, pădurea, persoana de referință este bunelul, pe linie paternă, pădurar, om dintr-o bucată, adevărat erou de poveste, pilonul stabilității familiale. De altfel, decesul bunelului marchează sfârșitul vieții în Edenul forestier, părăsirea locului natal, implicit destrămarea familiei părinților. Și ultimul element, întâmplări cu valoare simbolică pentru consolidarea unei construcții identitare. Momentul nașterii în sânul pădurii, botezul triplu, cântecele de leagă în românești, nu moldovenești, românești, îngânate de bunel pentru nepoțică la amiază și seara în mijlocul pădurii. Citat, pagina 12. Viața mea de sălbăticie perfectă a început în 1950. Bunelul și eu ne petreceam timpul în pădurea unde el își avea postul. Vara eu mă plimbam nudă. Apoi, la amiază și seara, ca să mă adoarmă, bunelul meu îmi cânta cu o voce de bas vechi melodii românești. Povestea vieții Renatei Lesnic este marcată structural și simbolic de un moment autobiografic din primii ani de viață, care, pe de o parte, oferă detalii sugestive despre mediul social, despre tarele ideologice dominante, despre strategiile de supraviețuire spirituală a individului într-un mediu ostil, de menținere a cutumelor, obiceiilor, practicilor culturale interzise sau reprobate de regimul sovietic. Pe de altă parte, prevestește experiențe de viață mai puțin obișnuite. Astfel, părinții autoarei sunt tineri pedagogi care, în calitatea lor de lucrători ai frontului ideologic, trebuiau să combată religia, deci reprezentanții ateismului militant. Acest detaliu biografic este important pentru a înțelege cauzele și condițiile care au făcut posibil triplul botez al Renatei, organizat pe rând, în taină, fără a fi anunțat ceilalți membri ai familiei, mai întâi de către bunica Xenia, apoi de mătușa Agafia și, într-un târziu, de bunicul Parfen. Motivele maturilor de a boteza copilul sunt aparent diferite. Bunica încearcă să reducă eventualul impact al diavolului asupra copilului neastâmpărat și ușernic. Mătușa este ghidată de dorința de a respecta tradiția creștină în pofida ateismului oficial, iar bunelul contracarează o provocare insolită la cârciuma din sat și acuză ofensatoare că ar fi frică de autorități, tocmai el care avea un fecior în temniță. Resortul intim al botezului în taină este însă unul singur, neacceptarea ideologiei sovietice, ateiste, restrictiv punitive. De altfel, ultimul botez a fost chiar fatal pentru bătrânul preot, conform mărturiilor autobiografii, care a decedat imediat după botez. Sărmanul era oricum bătrân și fusese ridicat din pat pentru a boteza a treia oară copila de 2 ani jumate. A fost o pură coincidență sau o fatalitate faptul că cele 3 nume de botez ale în consecință triplei creștine
erau cumva asemănătoare, Renata, Regina, Raisa? Este una din numeroasele întrebări retorice de acest gen, axate pe dihotomia întâmplare-predestinare, pe care și le pune autoarea narațiunii și, respectiv, cititorul. Plecarea din satul bunicilor este percepută ca o adevărată dramă. Are toate caracteristicile unei fracturi biografice, o discontinuitate cu urmări sesizabile pentru traseul biografic de mai târziu. Și argumentele sunt formulate tranșant, pagina 14. Schinini, noul sat, mi-a displăcut de la prima vedere. Deoarece ploua des, drumurile se transformau în laștini. Pentru a mă trece drumul, mama trebuia să mă poarte în brațe. În plus, eram privată de tovarăși de joacă. Aici, fetele se nășteau fricoase și plângăcioase, iar băieții visau doar la rând și cuie. După ce am trântit vreo câțiva la pământ, nimeni nu se apropia de mine. Mai mult decât atât, altcitat, mama mergea la serviciu foarte devreme, cu multe înainte de a mă trezi eu. În timpul zilei, ea venea în fugă să mănânce o farfurie de supă. În mod curios, în sat, nici oamenii în vârstă nu știau să citească, nici să scrie. Și mama trebuia să-i învețe. Îmi amintesc că am auzit explicându-se că înlocuirea alfabetului latin cu cel chirilic i-a făcut pe toți subit analfabet. Citat încheiat. Vreau doar să amintesc că acest citat se referă la anul 1953, la satul moldovenesc de atunci. Și ca să fie absolut clară chestiunea alfabetului, este evocat în continuare în detalii după modelul tripartit deja verificat, locul, oameni, întâmplări, momentul învățării, la vârsta de doar 4 ani, a literelor latine și chirilice cu bunica maternă. Pagina 20, citat. Vara anului 1953 a adus seceta. Fierbinte, sufocant, soarele ardea pământul și vegetația, demoralizând oamenii și vitele lor slăbănoage. Eu avui parte de un gen de consolare. Mama m-a trimis la mama ei. Bunica Ana nu semăna cu niciuna dintre celelalte femei. Ea mi-a plăcut imediat, mică, zveltă, părea o plantă unduindu-se în bătaia vântului. Întotdeauna activă, crea impresia că face 10 lucruri concomitent fără efort și oboseală. Ana m-a instalat la masa ei pe perne. Înainte de a mă arăta cum se ține un toc cu peniță, cum se moaie în cerneală, fără să pătezi tot în jur, înainte de a ataca alfabetul, e deschise o carte la întâmplare ca să-mi citească cu voce tare câteva fragmente. Cuvintele curgeau frumoase, ritmate ca un cântec. Fascinantă, o ascultam fără să respir. Era o carte scrisă de Mihai Eminescu, un mare poet român. Urmează deci un episod cu discuții despre literatura pentru copii, cu bunica, care era descendenta unui important cler basarabean din perioada interbelică, Mihai Oțel, dacă nu greșesc, și comentariu autobiografic, Renata Lesnic. Draga mea bunica Ana, când mă gândesc la ea, că a reușit să mă transforme în 2 săptămâni din stângace într-o dreptace. Înainte de a reveni la mama mea, cunoșteam alfabetul latin în varianta românească, ca și pe cel chirilic. Scrierea aceluiași cuvânt cu 2 caractere diferite m-a amuzat profund. Mama în română devenea tata cu litere chirilice. Româna transcrisă cu litere chirilice se numea limba moldovenească. Eu știam, deci, 2 limbi. O experiență cu adevărat inițiatică este fixată și în fragmentul care descrie prima vizită a copilului de deja 5 ani în momentul narațiunii la noua familie a tatălui în satul Pererâta, unde tatăl își avea serviciul și, repet, noua familie. Pe drumul dintre Schinen și Pererâta se produce ceva neașteptat, dar atât de dorit, reîntâlnirea cu pădurea adevărată. Pădurea adevărată este citat din textul autoare. Pagina 24 și în continuare. Brusc, inima mea a sărit din loc. Noi traversam o pădure frumoasă, umbroasă, parfumată. În sfârșit, eu mi-am regăsit pădurea mea. Ea nu se mai termina. Eu plângeam de bucurie privind-o. Gingaș, tata mă mângâia pe cap. Apoi urmează descrierea unei descoperiri năucitoare, cu atât mai debusolantă, cu cât se producea în imediata vicinătate a reîntâlnirii cu nemărginitul. Pădurea ce nu se mai termina. Frontiera ca imagine și ca simbol al restricției instituționalizate, aproape insurmontabil.
Citat. Autobuzul a intrat în cele din urmă într-un oraș cu case din piatră albă sau din cărămidă roșie, cu un etaj sau cu două etaje. Aici oamenii nu notau în noroi. La ieșire din oraș, însă militarii controlau călătorii. Fiecare prezenta documentele de călătorie. Ei le priveau scurt, apoi le făceau un semn să meargă mai departe. Tata le-a întins două foi de hârtie pe care militarii le-au examinat cu atenție. Apoi mi-a șoptit. Ne apropiem de frontieră. Nu știi ce este aceasta? Păi, aceasta este o... Cum să-ți explic oare? Vezi acest perete? Pe de o parte, se află o curte, o casă, o grădină. Pe de altă parte, acest loc. Cei care se află peste perete nu pot trece peste el ca să intre la oamenii care locuiesc aici. Și viceversa, ai înțeles? Eu dădui din cap, fără entuziasm, detestam deja pereții impenetrabili. Epopeea descoperirii graniței ca instrument de invaziune mecanică, ostilă, în universul omului născut ființă liberă, ca instrument al despărțirii și izolării este redată într-un episod emblematic, în descrierea spectacolului schimbului de gărzi la frontiera sovieto-românească, de lângă satul Pererita, la care localnicii se stau zilnic. Pagine 28-29. Acestea sunt sentinelile, murmură Anatol, dincolo este turnul de pază. Vezi? Contrariul ar fi fost dificil. Aveam impresia că acest tun hidos acoperă o parte din cer, de parcă ar fi fost plantată o lamă uriașă în albastrul tandru al cerului. Deasupra o siluetă în uniformă purta Kalashnikovul său ca un colier și scruta orizontul prin binoclu. La vreo 100 de metri observai o altă poartă, mai mică, acoperită cu stele roșii. Când aceasta se deschise, trei militari s-au îndepărtat în pas alert spre instalația care bloca drumul. Ce făceau aici acești militari? Înarmați până în gât, ei tăiau o bucată din lumea noastră și nimiceau natura. Un camion s-a oprit. Garda verifică actele șoferului, în timp ce altul examina interiorul vehiculului. Fără să scoată un cuvânt, i-au deschis poarta, apoi au închis-o imediat. Satul de frontieră și începea ziua de muncă. De cealaltă parte a sârmei ghimpate, la mai bine de 100 de metri, mai la vale de satul Pererita, curgea maestuos un fluviu larg, Prutul, frontiera naturală dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, căreia noi, moldovenii, îi aparțineam din 1940, și România, cu care noi aveam în comun aceeași limbă, aceleași tradiții, aceleași obiceiuri și patrimoniul cultural. Am învățat aceasta prea târziu. În acest moment, mi-era frig, tremuram în pofida soarelui de vară. Tata m-a luat în brațe, m-a ținut strâns lângă el. Aș dori să vezi aceasta și să nu uiți niciodată. Anticipând puțin lucrurile, aș vrea să precizez că această epopee narrativă autobiografică a confruntării protagonistic cu instituția ridicată la rang de simbol al impenetrabilității se va încheia cu memorabila scenă din finalul narațiunii autobiografice a controlului de frontieră înainte de îmbarcarea în avionul cu care va părăsi pentru totdeauna desculse URSS-ul. Reconstituirea traiectoriei identitare a basarabencii Renata din momentul nașterii până în momentul plecării din URSS este axată pe traseul narrativ autobiografic cu coordonate geografice, cronologice și culturale, clare sau cel puțin previzibile. Satul moldovenesc, copilăria, limba maternă în cele două grafii, apoi capitala Moldovei sovietice, adolescența, primul an de studenție, bilingvismul individual și diglosia din mediul urban și ultima etapă, capitala Uniunii Sovietice, anii de studenție, experiența de ghid și traducător, apoi cea de angajat în sistemul sovietic de informare și propagandă, multilingvism individual, experiența multiculturalității, dar și confruntarea pe viu cu sistemul de poliție politică sovietică, KGB-ul, și ultima escală, lumea din afară, unde începe o altă vârstă a maturității păstrată în afara narațiunii autobiografice. Aș vrea să remarc o prezență simbolică dominantă, înainte de a încheia această comunicare cam lungă, probabil, cizmele. Cizmele din copilărie, prea mari, le pierde în glodul satului Stineni, le aduce acasă ca bagaj de mână. La Moscova, desculse într-un moment de criză sentimentală și existențială profundă. Soțul adulter de iluzii generalizate, disperare.
Cigma rămâne blocată pe șina linii de tramvai, în ultimul moment reușește să scoată piciorul și să se salveze. Și alt moment, de asemenea, cu multiple semnificații simbolice, cigmulițele noi, moderne, cu toclat, lăsate în ultima secundă la controlul de pașapoarte și bagaje pe aerodromul din Moscova, în 1981, înainte de îmbarcare în avion. Pentru a evita o amânare sau chiar o anulare a plecării, lasă cizmele suspecte la controlul la frontieră și pleacă de sculte din Uniunea Sovietică. O dominantă a tramei narrative, scenele cheie vizează trăiri sentimentale, crize sentimentale, deziluzia primei iubiri în Chișinăul anul 1967, poveste de dragoste cu un poet cunoscut, Anatol Ciocanu, șocul descoperirii omniprezenței KGB-ului în propria ei viață, prin mariajul cu un securist, Dmitri Kebab, au evidențiat și mai pregnant crizele identității individuale, rebele, neconformiste, sfocate de lipsa de libertate în societatea sovietică. Refuzul modelelor prestabilite presupune dezvoltarea și testarea unor moduri de viață independente, noi, unici. Descrierea conflictelor, dificultăților, obstacolelor depășite în contextul realizării anumitor obiective sau urmăririi anumitor modele de comportament, de poziționare socială, etc., a depășirii acestor dificultăți sau chiar a modificării obiectivelor inițiale este, de fapt, o descriere a evoluției imaginii de sine și a conștiinței de sine autobiografice. Pe scurt, autobiografia nu este doar o dovadă a celor trăite. Autobiografia este produsul celor trăite. Volumul autobiografic, pe poze concluzii, volumul autobiografic Mavian Rouge și edițiile ulterioare prezintă povestea, narațiunea celor trăite de Renata Lesnik, nu doar și nu doar povestea, ci și modul de asumare și interpretare a celor trăite de autoare în prima parte a vieții sale în Uniunea Sovietică. În cazul Renatei Lesnik, narațiunea autobiografică este un act specific de individuație a unui spirit rebel pornit în lume, un spirit basarabian, din mijlocul pădurii moldovenești, în condițiile regimului comunist totalitar și, în final, un act de identitate sau document care legitimează virtutea celor trăite și evocate, rememorate, povestite, statutul de refugiat sovietic al unui intelectual basarabian, exilul, disidența de anii următori, evadării din Uniunea Sovietică. Și ultima frază. Textul autobiografic Mavian Rouge completează pe bună dreptate impresionanta bibliotecă autobiografiilor de exil din secolul al XX-lea. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare. Și noi mulțumim, doamna Sofan. S-a auzit foarte bine. YouTube s-a auzit foarte bine. Mă bucur că am putut restabili legătura cu dumneavoastră și colegii au putut să asculte o comunicare foarte interesantă. Vă mulțumesc că ați ales vorbiți despre Renata Lesnik. Este un nume aproape necunoscut aici la noi și ne provocați să ne apropiem de creația ei, să recuperăm acest nume atât de valoros pentru realitatea României din Basarabia. Avem câteva întrebări la dumneavoastră și sper că ne auziți și dumneavoastră bine. Se vor putea foarte bine și colegii mei. Perfect. Are o întrebare domnul academician Mihai Cicoi, care este aici cu mine. Da, vă ascult. În primul rând, vreau să-mi exprim. Bună ziua, domnul Cimpoi! De a vă reauzi, studiul dumneavoastră se zbea sărbătorat de unul de reper și revista apare în continuare și vă rog ca portretul pe care l-ați făcut atât de consistent să mi-l prezentați mie, sunt directorul acestei reviste, ca să-l publicăm. Mai apoi vreau să vă spun că întâmplător, mirabile dictu, satul Hotel Naia e vecin cu satul meu Larga, numele lui corect este Coteala, nu Hotel Naia, Hotel Naia este rusificat, numele rusificat.
Iar în actele românești pe care eu le-am văzut, mai vechi, satul apare transcris ca și Cotelea. Deci Cotelea, Coteala, sătenii mei, cu sătenii mei zic Coteala la ora actuală. Din Coteala mai este o prozatoare, Viera Hudici, care s-a stabilit în România și a publicat acolo romane, novele foarte interesante. Și astfel încât eu deja mă gândesc să rezerv un loc în istoria mea deschisă a literaturii române din Basarabia, pregătesc o nouă ediție. Și această prezentare ne va ajuta să o citesc. În primul rând, ceea ce s-a povestit este foarte interesant. E o poveste, într-adevăr, a unui destin dramatic, tulburător, tipic basarabian, zic eu. Așa că vă mulțumim și sperăm că, deși în condiții pandemice, în condiții de felul acesta, colaborarea noastră va continua, fiindcă avem multe de făcut și pentru mai bună cunoaștere a marelui lingvist Eugeniu Coșeriu. Am avut o înțelegere cu el ca să editez opera literară. Ceva s-a făcut în acest sens. Clujenii i-au editat proza, noi aici am editat poezia. Mai e încă mult de făcut și sper că vom conlucra ca să fie mai bine cunoscută lumea basarabeană din diaspora și lumea de acolo, din Germania, care a avut, precum marele Eugeniu Coșeriu, deci de-a dreptul legăturii, cum să spun eu, materii cu noi. Am avut emoții și atunci când ați pomenit numele marelui, deci satului lui Grigore Vieru, Ferrerita, sat care are și o pădure largă, denumită probabil pentru faptul că se apropie de largă, Ferrerita, de Ferrerita și largă. Așa că vă mulțumesc încă o dată. Nu știu dacă ați Vă mulțumesc mult pentru precizările extrem de prețioase. Eu mi-am notat aici. Da, îi zicem Coteala sau Cotelea. Adevărul că nu toate... E rusificat, iată, rușii n-au putut să rusifice numele satului meu largă, că n-aveau cum, probabil. Era prea complicat, probabil. Vă mulțumim foarte mult, ne-a părut foarte bine să vă reauzim. Și în speranța că vom ține legături măcar de felul acesta. Mulțumesc mult, domnul Timboi. Mulțumesc. Doamna Topan, ați pomenit despre refuzul conștient al integrării, ați vorbit de cazul Goma și am așa o întrebare la dumneavoastră. Autoexilul presupune două abordări ale imaginarului de acasă. Prima abordare e aceea omului care a căutat în autoexil, a căutat niște oportunități de trai mai bun, de afirmare profesională, de împlinire interioară. Sunt foarte multe astfel de cazuri. Și a doua abordare e cea a autoexilului provocat, forțat. Este, spre exemplu, cazul Goma. Omul a fost nevoit să plece din niște circunstanțe agravante de acasă, să lase totul și să-și ia lumea în cap. Cred că cunoașteți mai multă lume din diaspora noastră. Cum apare imaginarul, să zic așa, Basarabiei hainice, cum numea Paul Goma, sau imaginarul Basarabiei blestemate, în viziunea moldovenilor acioați prin Europa.
Ce șanse de revenire acasă le dați lor? Știți, nemții au o reacție de răspuns în cazul întrebărilor așa mai dificile, complicate. Aceasta e o bună întrebare. Ați formulat o întrebare extraordinar de bună, doamna Porcinski. Este greu de, cum să zic, de formulat un răspuns așa ad hoc și totodată un răspuns valabil pentru toate situațiile. Adică eu uneori am impresia că nu mă cunosc nici pe mine, deci nu pot până la urmă explica, justifica, să zicem așa, exagerez, dar chiar toate deciziile. Câteodată există o conjunctură sau o suită întreagă de întâmplări care ne aduc la o anumită decizie ca individ. Este, cred că, destul de greu de găsit un răspuns care ar acoperi, eu știu, toate grupurile de persoane care, să zicem, după 90 au migrat peste hotarele țării. Nu știu, adică, ca să fiu sincer, așa, fără să intru în dezbateri literare, eu voi face referință la un moment autobiografic din viața mea reală, după ce am venit în Germania, cu gândul că stau 3, maximum 4 ani, apoi revin înapoi la Chișinău, pentru că așa era planul inițial. Deci trebuie să recunosc cu oarecare regret, că de fiecare dată când mă întorceam acasă la Chișinău, mai ales în discuțiile cu prietenii, rudele nu, deci rudele am așa niște piloni spirituali care consideră că omul sfințește locul acolo unde este și nu trebuie să caute un loc mai bun, dar colegii mei de generație, colegii de studii, de serviciu, deci trebuie să recunosc cu regret că nimeni nu mi-a zis: măi, voi veniți acasă, hai, veniți odată acasă. De fiecare dată sugestia asta, dar mai stați acolo, cred că acolo ai mai multe de făcut și lumina e mai aproape de capătul tunelului. Nu zic că dacă mi-ar fi spus cineva așa direct, vino acasă, arde casa sau ceva de felul ăsta, aș fi lăsat aici totul și aș fi plecat. Dar adevărul e că venitul ăsta acasă trebuie să aibă și un început, și cap și coade, cum zicea bunica mea. Nu, mie mi-ar place, sincer să fiu, cred că activitatea mea de la Chișinău, în special activitatea la catedră, la Universitatea Pedagogică, apoi la Universitatea de Stat, perioada sau perioadele respective sunt, fără dubii, cele mai frumoase din viața mea. Poate că eram și mai tânără, dar și era așa o vreme când puteam să-mi fac planuri, proiecte și totul arăta, nu roz, dar cumva mai luminos sau mai clar. Acum, cu vârsta, nu știu, aș vrea să mă întorc uneori. După ce merg acasă pentru o săptămână, două, trei, vreau să revin înapoi. Cred că problema asta o are foarte multă lume, nu doar eu. Așa că nu știu cum să vă răspund. Scurt, n-am reușit, concret și mai puțin. Eu mă laudam aici, doamna Fofan, că mi-ați fost profesoară la Universitatea Literatură Universală. Eu trebuie să mă laud că dumneavoastră ați fost studenta mea, una dintre cele mai bune. Păi vă zic eu, oștii studenți, oștii colegi, și acasă, noi vă așteptăm cu mare drag. Este greu de găsit un răspuns la, sau să răspund la această invitație. Este greu. Bineînțeles că îmi dau seama că ar fi bine ca toate energiile creatoare și toate energiile pozitive care s-au cam împrăștiat în ultima vreme peste hotarele Republicii Moldova, ar fi bine ca ele să sumnească cumva, să fie orientate într-o direcție pozitivă, ca să schimbe lucrurile cumva, așa ca să nu mai vrea nimeni nicăieri să plece, sau chiar și dacă se vrea să plece, se vrea să se întoarcă imediat. Așa. Dar asta așa e o chestie foarte idealistă și așa este greu de realizat, dar nu e neapărat, după cum vedeți acum, eu stau la Leipzig în fotoliu în casa mea din Golis, dumneavoastră stați în centrul Chișinăului undeva, comunicăm, deci mi se pare că în condițiile tehnologiilor actuale putem să reușim foarte multe lucruri bune, pozitive, constructive și de la distanță. Important este să ne dorim asta.
Da, așa este. Și ați făcut un doctorat în filosofie la Leipzig. Aveți colaborări acolo, o activitate intensă, științifică, așa, dar nu pot insista în chemarea mea. Dar putem colabora mai la distanță. Tot dragul și toată plăcerea. Sper că data viitoare va fi fără pane tehnice și sper providerul ăsta cabel 2 și să nu mai fac surprize. Este prima dată din 2011, de când avem contract cu ei. A fost chiar o surpriză prea puțin plăcută. Dar cu ajutorul dumneavoastră și a domnului Constantin Ivanov am reușit. Vă mulțumesc mult! Da, noi avem aici o echipă de nădejde, domnul Constantin Ivanov, domnul Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale și efort comun să rezolvă această problemă. Doamna, încă o dată scuze și vă mulțumesc frumos și dumneavoastră personal și echipei. Cu mare drag mă bucur că am putut stabili această legătură. Dorește colega noastră Oxana German să vă adreseze o întrebare, doamna Tofan? Da, cu drag. Da, doamna German. Vă ascultăm. Stimată doamnă, știu că ați activat în calitate de profesor, lector la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Alu? Și întotdeauna am auzit doar lucruri frumoase despre eu numele dumneavoastră. Eu nu aud nimic, doamnă. O clipă, Oxana, o clipă. Da. Ca să audă și doamna Tofan. Așa, se aude? Nu se aude? Da, doamna German. Da. Adresați mie întrebarea și eu transmit mai departe, doamna Tofan. Bine. Deci știu că doamna a activat în calitate de lector la Universitatea Pedagogică și a avut un studiu foarte bun, Spiritus Logic, care mi-a fost util în perioada când am făcut eu doctoratul. Vreau să o întreb, activând în calitate de cercetător științific și în calitate de lector, de profesoară, care dintre aceste activități au consumat mai mult timp sau în care dintre aceste activități, domenii, a fost dumneaei dispusă să investească mai mult timp, mai multă energie, mai mult efort? Da, mulțumim, doamna German. Doamna Tofan, mă auziți, da? Acum vă aud, da. Da. O transmit eu. Întrebarea e următoare. Doamna German, vă întreabă care dintre activitățile pe care le aveți, cea de cercetător științific sau de profesor la universitate, e mai cronofagă? Care va consuma mai mult timp, mai multă energie, solicitat mai multă dedicație? Cea de cercetător științific într-un centru de cercetare sau cea de profesoară în fața studenților? Trebuie să spun același lucru, să constat același lucru. Este o întrebare bună. Nu m-am gândit, dacă sincer, nu m-am gândit niciodată deci la un management al timpului atunci când lucram la o temă de cercetare sau... Dar acum, dacă e așa pe sărit să răspund, cred că în cazul cercetării timpul este mai... presiunea timpului nu este întotdeauna așa de evidentă ca în cazul pregătirii pentru cursuri. Nu știu, adică și ca să fiu sincer, adică pentru cursuri oricum nu am un timp concret câte ore consum pentru cursul respectiv, pentru temele respective. Știu doar când urmează, deci când este tot programat și când urmează să mă prezint la ore în fața studenților și nu știu, adică nu pot să dau un răspuns la această întrebare. Este greu, dar așa strict subiectiv, probabil că în cazul cercetării există o anumită libertate care are și ea niște reperi cronologice. Trebuie până la un anumit moment să dai textul, deci să
ai un anumit rezultat, dar în cazul cercetării cred că mă simt mai puțin stresată, mai puțin presată din cauza timpului. Da, mulțumesc, doamna Tofan. Înțeleg de unde vine întrebarea colegii noastre, care este și profesor universitar și cercetător științific. Trebuie să împace aceste două activități, una și cealaltă o solicită foarte mult. Nu știu, eu presupun că, cum zic, acum m-am gândit că v-am ascultat pe dumneavoastră, cred că pentru cursuri este mai mare responsabilitatea, pentru că totuși germană nu este limba mea, nici maternă, nici prima limbă de socializare. Tot. Și întotdeauna am învățat-o la o vârstă foarte matură, după 30 de ani, și aveam deja o anumită experiență de conferențiar, de filolog, de așa, și anumite, un anumit, cum să zic, ideal de corectitudine lingvistică. Și în germană mi-ar plăcea mie să spun că vorbesc perfect, sau cum se spune la noi, la perfect, așa, dar știu că trebuie să fiu foarte atent cum formulez fraza, cum construiesc topica frazei, cum ajustez verbul, predicatul și toate celelalte elemente. În română sau chiar și în rusă, cred că avem nevoie de mai puțin timp. Este o chestie de obișnuință și de competență sau grad de competențe lingvistice. Și l-aș traduce Klaus Bockmann. O carte excepțională. Da, a fost o experiență extraordinară. Sunt recunoscătoare sorților că s-a întâmplat așa. Mi-aș dori să mai traduc ceva, o lucrare foarte interesantă și extraordinară, extraordinar de util ar fi pentru foarte mulți filologi, lingviști, sociolingviști și așa mai departe. Dar eu sunt superstițioasă și păstrez asta în sertarele mele, că va fi gata, va nu. Este o experiență bună, traducerea. Așa este. Doamna Tofan, colega noastră, doamna Olisia Gârlea, nu mi-a deschis microfonul pentru că avem o problemă cu conexiunea la moment, dar mi-a transmis o întrebare pe Messenger. Doamna Gârlea e vorbitoare de limbă germană și întreabă, aș fi adresat și eu această întrebare, cum vedeți colaborarea institutului nostru cu Centrul de Cercetare de la Leipzig, care ar fi niște proiecte comune, niște teme comune? Dacă aveți vreo idee de moment, dacă vedeți posibil mai întâi de toate această... Sigur că este posibil, pentru că există deja un precedent, adică domnul profesor Klaus Bockmann, în perioada când era directorul Institutului de Studii Romanice sau pur și simplu de la Universitatea din Leipzig sau pur și simplu profesor la Universitatea din Leipzig, a avut mai multe proiecte în Republica Moldova. Într-un asemenea proiect am ajuns eu la Leipzig. Și mi se pare că există posibilități. Acum îmi vine greu să răspund, adică formulez o temă sau altceva, ceea ce pot spune doar că în prezent există un program de mobilitate academică la care participă și Universitatea din Leipzig și mai multe universități din Republica Moldova, inclusiv Universitatea de Stat. Și în cazul acestui program de mobilitate academică, sper că povestea asta, urât pandemia, se termină odată, să revenim la ritmul nostru normal, dar conform planului, în toamnă, o așteptăm pe doamna profesor Iraida Condrea la Universitatea din Leipzig cu niște prelegeri în limba română, care vor fi traduse pentru publicul german în germană, despre probleme actuale de sociolingvistică și lingvistică în Republica Moldova. Adică, precedent este, posibilități sunt, trebuie doar de concretizat, probabil, cu domeniile de cercetare și trebuie să recunosc că nu este întotdeauna obligatorie cunoașterea limbii germane. Există și alte limbi, mai ales în domeniul studiilor romanice, de comunicare profesională, franceza, de exemplu, este vorbit practic de toți românești, nu numai de la Leipzig, din cam toate centrele universitare, sau engleza mai nou. Dar așa concret, un proiect de colaborare acum chiar nu l-am în fața ochilor, dar posibilități sunt, cu sinergii comune sau unite putem răsturna și munții. Adică, există loc pentru dialog,
Știți cum mi-a dat o idee? Mă mai gândesc și o contactez pe doamna Gârlea și pe dumneavoastră și colegii de la institut, dacă am vreo idee. Sau dumneavoastră, dacă aveți ceva idei. Da, da. Și vă rugăm să transmiteți gândurile noastre bune domnului profesor Klaus Bachmann. A venit aici la Institutul de Filologie acum câțiva ani. Am avut o frumoasă conferință împreună și ne-am dorit foarte mult să colaborăm. Avem proiecte comune, să facem cercetări în comun. Îi transmit neapărat, domnului profesor. Nu săptămâna curentă, dar săptămâna viitoare. Sper că reușim să ne vedem. O altă întrebare de la doamna Olesia Gârlea. Întreabă dacă ați găsit ceva similitudini între destinul Renate Fink și destinul dumneavoastră. Nu, cu excepția traiectorii, zicem așa, geografice, deplasarea de la Schinei spre Chișinău, similitudinea asta sau similitudini din asta caracterizează, cred că am toți studenții, toți absolvenții școlii din Schinei care au mers undeva la studii mai departe. Dar, general, nu, eu consider, sincer, Renata Lesnic ca persoană concretă și ca autoare este un fenomen singular, unic, demn de studiat, de cunoscut, de încercat, de interpretat. Eu mă aduc aminte foarte vag, pentru că ești diferența de vârstă și mama Renate Lesnic a fost prima mea învățătoare, ca și în cazul fratelui meu și surorii mele, dar, deci, să zicem așa, Renata era și în adolescență o somitate în sat, pentru că era foarte inteligentă, foarte volubilă, învăța la Chișinău, lucra la radio, deci într-o emisiune pentru copii și la televiziune, nu mai știu exact, dar țin minte din copilărie. Era deosebit, zicem așa, din multe puncte de vedere. Pe urmă, în 81, când a plecat din Uniunea Sovietică, deci mama ei a avut probleme cu securitatea, nu știu cât de grave erau, dar știu că deci vizitele unor, cel puțin așa, mi-aduc eu aminte, vizitele unor securiști din centrul Ana Soroca sau chiar de la Chișinău au fost definitorii pentru decizia ei de a-și lăsa casa și de a pleca în Crimea la fiul meu. Adică, dar similitudini cu destinul Renatei Lesnic, care pentru mine este o personalitate unică, nu. Poți învăța germana în spațiu german. Cât de greu a fost? Totuși, ați făcut performanță acolo. Ați susținut un doctorat în filosofie. Extraordinar. Studii serioase scrise acolo. E o educare excepțională într-o limbă pentru cineva care n-a vorbit-o până atunci. Dar așa au procedat și mulți alți colegi, de asemenea veniți de la Chișinău, la Leipzig sau în general în Germania. În general, în Germania există foarte mulți absolvenți ai universităților, ai instituțiilor de învățământ superior din Moldova care au făcut doctorate și o carieră în cercetare sau în general o carieră academică. Tot, aici aș menționa profesorul Alexandru Popa, istoric, care, de asemenea, eu nu știu când și cum a învățat germana, dar a făcut un doctorat, are o carieră universitară impunătoare și atât domnul doctor Vasile Dumbrava, directorul institutului, directorul interimar sau vice-directorul institutului Moldova Leipzig, o persoană cu rezultate remarcabile și care de asemenea a învățat germana în general aici în Germania. Doamna Alexandra Șarov, care a făcut în aceeași perioadă cu mine un doctorat în Germania. În germană și tot în Germania a învățat. Germana, adică strict din perspectiva didacticii unei limbi străine, este mult mai simplu să înveți o limbă străină în mediul în care se vorbește limba respectivă decât pe băncile, știu, universității.
Nu a fost chiar așa de simplu, dar nu a fost o barieră insurmontabilă. Dar studenții, doamna Tofan, plecând de aici, de la noi. Cum vi se par studenții de acolo? Suntem aceiași, suntem diferiți. Noi venim dintr-un mediu postsovietic, sechelele noastre, tabieturile noastre, complexele noastre. Cum sunt cei de acolo? Cum interacționați cu ei? Aici sunt, adică, nu știu dacă sunt mai buni sau mai puțin buni, sau nu știu, eu am avut o experiență extraordinară cu, în cariera mea de lector universitar, conferențiar la Chișinău. Am avut studenți foarte buni și studenți pe care nu i-aș fi dorit nici măcar pe culoarele universității, dar nu eram eu cea care decide, adică fiecare decide pentru tine. Mi se pare că la Chișinău, în ceea ce privește dorința de a studia, de a descoperi ceva nou, de a deveni mai bun zi de zi, este aceeași, indiferent de loc, de geografie și așa mai departe. Evident că există amprenta spațiului cultural. Noi toți suntem produsul unui anumit mediu social-cultural. Nu putem să facem abstracții de asta, dar, de exemplu, studenții germani care am avut la cursurile mele de limbă română și de cultură și civilizație română. În primul rând, grupurile, nu există grupa studențească de la noi. Sunt câteva studenți care au un program foarte concret și un timp de asemenea foarte minuțios calculat și ei știu exact ce trebuie să obțin la sfârșitul semestrului și trebuie să fie foarte, cum să zic, oricum trebuie și la Chișinău și la Kiev, zicem, și la Moscova, oriunde trebuie să te pregătești când mergi la cursuri, dar trebuie să ții cont de rezultatul final la fiecare oră de curs, pentru că dacă nu reușești să faci ceva sau undeva nu ai ținut cont de așteptările, cum să zic, justificate ale studenților. Adică, ori de curs, te poți pomeni cu un comentariu nu tocmai plăcut pe platforma unde susții cursul sau cu o remarcă foarte directă, doamna profesoară, dar de fapt, cum e corect, așa sau așa, și de ce a spus așa? Deci, de ce a spus așa? Adică, chestia asta, să fiu sinceră, cu timpul a început să-mi placă. Deci este așa o chestie de egalitate în toate, pentru că în domeniul științei, în domeniul studiilor, nu cred că există regi și slugi, nu există coroane, există așa un ocean de cunoștințe din care fiecare și ea cât poate duce. Și în cazul dacă ești ai rolul de a direcționa sau de orienta niște tineri studioși, și atunci responsabilitatea este foarte mare și trebuie să accepti că acești tineri studioși nu au așa mult timp ca să-l piardă cu discuții despre nimic și despre toate. Ei au un scop concret, un soi ăsta de pragmatism academic. Trebuie să recunosc, mie îmi place, pentru că probabil că tinerețea mea mi-a lipsit. Da, și cunosc bine interesul educațional, științific, etc. didactic. Noi eram foarte cuminți, vă amintiți, eram mulți, prea cuminți. Poate prea cuminți. Așa este. Bun, în semestru am avut o studentă extraordinară, o tânără de aproape 30 de ani, care, deci ea a venit la facultate, era în semestru întâi, și-a luat timp să se gândească exact ce vrea și a ajuns la concluzia că ea vrea să facă neurolingvistică. Și eu chiar cred că în anii următori va fi un nume care va interesa pe multă lume, pentru că, deci, omul știe ce vrea și dacă vine la cursuri nu este, zicem așa, dezorientat, dimpotrivă are niște așteptări care câteodată trebuie să recunosc că depășește limitele programului universitar, dar asta este un factor, zicem, incitant, nu provocator, dar incitant și care ne ajută, adică pe mine personal mă ajută să devin mai bună în ceea ce fac. Asta. Doamna Kurczynski, este ora 3. Eu sper că întrebări nu mai sunt. Eu mai am un program pentru azi după masă care nu depinde de
companiile tehnice ale Telecom Deutschland. A fost o plăcere să vă ascultăm. Vă mulțumim foarte mult, doamna Topan, și mulțumim colegilor care au fost răbdători cu minți, apropo de cuvințenie, și ne-au ascultat cu mare interes. Pe dumneavoastră v-au ascultat cu mare interes. Această conferință este disponibilă pe YouTube. Domnul Acadimcean Trage a ascultat domnii sale, vrea text pentru revistă YouTube, vreau pentru revistă Institutul, deci mai negociem aici. Cale de mulțumire dumneavoastră și să dea Dumnezeu să ne vedem și ca prezențe fizice, față în față, la conferințele noastre sau la alte conferințe. Și să avem proiecte comune și să colaborăm. Așa ar fi. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația generoasă, pentru răbdarea fără margini și pentru sportul tehnic acordat cu atâta generozitate colegii noastre, domnului Ivanov, încă o dată, mii de mulțumiri. Eu, cum zic, nu sunt competență absolut sau nu mă descurc chiar așa cum ar trebui sau cum ar dori cu tehnologiile astea moderne, dar uite, cu ajutorul oamenilor competenți și binevoitori, chiar am reușit. Vă mulțumesc încă o dată. Deci, referitor la text, eu de fapt am două variante de text, pentru că am foarte multe material documentar adunat despre biografia Renatei Lesnic, autoare și disidentă, și am și textul acestei comunicări, care în fond ar trebui poate un pic arostată bibliografia și este așa cum l-ați auzit, adică nu aș interveni pe el, pentru că mi se pare... Da, cum să zic, are o formă congruentă, așa, nu știu dacă schimb ceva, intervine. Dumneavoastră, decideți care variantă vă datorez dumneavoastră Institutului de Filologie. Și după asta, deci, expediez și domnului Cimpoi cu toată plăcerea, mă simt onorată de această invitație de colaborare și cu revista Viața Basarabiei și cu revista Institutului de Filologie Română de la Chișinău. Vă mulțumesc mult, încă o dată, scuze pentru situația mai deosebită, dar împreună am reușit. Vă mulțumesc! La revedere! Și noi vă mulțumim! A fost o discuție cu adevărat frumoasă, interesantă, utilă pentru noi toți. Vă urăm cu mare drag, doamna Topan, succes în toate activitățile noastre academice și personale și să ne revedem, să ne reauzim cu bine. La revedere, toate bine! Așa să fie, la revedere, numai bine! La revedere!